Bună! Sunt Adriana Silvica Lefter și în următorul material vom descoperi calculul anilor bisecți, folosindu-ne de teorema împărțirii cu rest. Cum vom face asta? Să facem cunoștință cu Marta și Ana. Ascultă cu atenție discuția dintre cele două. Bună, Ana! Abia aștept să vin la petrecere de ziua ta. Bună, Marta! Da, încă nu m-am decis când va fi. De ce nu faci petrecerea în ziua în care împlinești anii? Pentru că anul acesta, în 2022, data când sunt născută eu, există în calendar. Poți explica de ce data nașterii Anei nu există în calendar? Desigur, Ana s-a născut pe 29 februarie. Este o zi care lipsește din calendar în anul 2022. Această zi apare numai o dată la 4 ani, în anii bisecți. Este 2022 un an bisect? Nu este bisect anul 2022. Știm că viața Anei a avut 3652 de zile până la 1 martie 2022, caută și descoperă în ce an s-a născut Ana. Pentru a afla, vom face următoarele operații. 365 de zile, ori 10 ani, plus cele două zile ale anilor bisecți, obținem 3652 de zile la 1 martie 2022. Asta înseamnă că Ana s-a născut pe 29 februarie 2012. Dar care sunt anii în care lunile februarie au avut 29 de zile de când s-a născut Ana? Sunt anii 2016, 2020 și anii următori în care își va sărbători ziua vor fi 2024, 2028, 2032. Un an bisect este o consecință a faptului că Pământul face mișcarea de revoluție în jurul Soarelui în 365 de zile și 6 ore. Cele 6 ore adunate în 4 ani formează o nouă zi. Dar cum putem descoperi regula anilor bisecți? Oamenii au făcut o regulă. Întotdeauna numărul care reprezintă anul bisect se împarte exact la 4. Dacă acest număr nu se împarte la 4, atunci nu este bisect. Anul 2022 este an bisect? Să calculăm. 2022 împărțit la 4 este egal cu 505 rest 2. Deci, anul 2022 am descoperit că nu este an bisect. Știați că alegerile prezidențiale în Statele Unite ale Americii și Jocurile Olimpice de vară au loc în anii bisecți? Acum că totul este mult mai clar, caută informații despre inovațiile care au fost făcute în anii bisecți la alegere și realizează un poster. Succes!